Elevii de la mai multe unități de învățământ din Slatina au ales să-și petreacă câteva ore din vacanța de schi la Muzeul Județean Oltei. Au participat la șezătoarea Datină și Voie Bună. Cu toții s-au arătat încântați de activitățile desfășurate și promit să revină. Mi se pare chiar foarte frumoasă pentru a arăta copiilor că este bine încă să lăsăm tradițiile, să nu le schimbăm. Facem un fel de activități, cum ar fi păpușă făcută din lingură, mai croșetăm, ne îmbrăcăm, pictăm. Am apucat să fac o brățară prietenii mele. Cum ți se pare, greu? Nu, deloc. Ai mai făcut înainte? Am făcut în acesta de brățări împletite. Încântați au fost activitățile desfășurate în cadrul șezătorii și dascălii care au însoțit pe copii. Aceștia consideră astfel de activități ca fiind educative pentru elevi. Unii dintre ei știu cu ce se mănâncă o șezătoare. Nu știu dacă au participat activ la astfel de șezătoare, i-am dorit aduși în astfel de evenimente ca să vadă atmosfera, să vadă izul, să simtă spiritul de colectivitate, munca în echipă și să respirăm tradițiile de altă dată. În cadrul șezătorii organizată pentru al doilea an consecutiv la Muzeul Județean Olt, elevii au putut opta pentru una sau mai multe activități. Toate au avut legătură cu tradițiile din lumea satului. Îi învățăm să confecționeze șnururi pentru mărțișori din fire de lână, colorate în alb și roșu, vopsite natural, să facă puncte de cusătură pe etamină, să tricoteze, să croșeteze. De asemenea, vor avea ocazia să vadă pentru prima dată cum se dă lână la dărac, cum se scarmănă la dărac. Atmosfera în cadrul șezătorii Datina și Voie Bună a fost întreținută de membrii ansamblului folcloric Mărțișorul din comuna Corbu.